Ia să fac și eu numai cu mâinile. Să nu mă văd, să mă ascund. Cum fac fetele, cochetele, da? Cărțile. Deci, în familia ta n-are nimeni acces unii la alții. Tu ești la reina, la reinul, da? Tu hotărăști, tu ești magul vieții tale. În familia ta, dacă auzi că cineva spune, lasă că o să sun eu pe fostul soț al tău, cineva din familie, nu știu, copiii, părinții, rudele, lasă că o să vorbesc eu și o să rezolv. Nu. Cat, se taie orice relație, dacă încearcă să sune, nu dă de cutare. E treaba ta, tu rezolvi cu energiile tale formele fostele care s-au dizolvat sau nu, tu lămurești lucrurile, nu se bagă, n-are dreptul nimeni. Dacă vrea să se bage pe, în locul tău să facă ceva, divin nu este lăsat. Da? E treaba doar a ta. Să faci, să rezolvi, numai dacă rogi omul, da? Dacă vine cu ideea, o să fac, eu o să, da? S-a ascuns o vulpiță, ai găsit-o. Bun. Asta e. Da, uite, soarele, ți-ai găsit imediat. Bănuții sunt bine, nu se bagă nimeni. Da? Justice e răsturnată a celui care a vrut să se bage în fostele tale relații, să rezolve. Nu contează, frate, soră, frate cu frate, dar brânză-i de bandă. Îi trăsnit ceva de toți pereții acum. Bun. Nu are nimeni treaba ta, nu are voie nimeni. Intuiția e minunată, dincolo la cine a vrut să se bage, să facă, să dreagă, intuiția e răsturnată. Și e luat și cheia. Nu are acces la ce e al tău, la nimic nu are acces, pentru că s-a personalizat, lumea e doar a ta, spațiu. Nu mai accepti ajutoare din nicio parte, nicio direcție, acolo ești. Bun. Ne-am lămurit. Forța fie cu tine și dincolo e răsturnat-o. Gata. Bun. Și ești diavolul însuși. Să zică lumea ce o vrea despre tine, despre cum ești, ce faci și ce vrei. Tu hotărăști. Intuiția e perfectă. Bun.